Lasă părerologii la o parte și profită de acest bull market. Luna octombrie este aici și cred că o să fie una extrem de interesantă. Dacă în materialul de ieri vă spuneam că în luna septembrie am pornit motoarele, e bine în luna octombrie începem să băgăm în viteză și să uh, mergem înainte. Lucrurile arată extrem de interesante. Alegerile prezidențiale sunt, e bine, și ele înainte. Mai ales dacă o să avem un președinte favorabil zonei cripto. Dar... Nu contează. Până la urmă este vorba despre cicluri. Știrile vin și pleacă. De asta atunci când luăm decizii investiționale, nu ne bazăm pe știri care pot doar să mai amplifice ceea ce era deja pre-stabilit da? și ne uităm la cicluri, pentru că ele dictează ceea ce are să se întâmple. Și o să vreau să mergem și pe grafice să ne uităm puțin la dominanța Bitcoinului, la acest joc de lichiditate și cum putem să ne plasăm eficient în următoarea perioadă. Vă salut cu mult drag, cu mult respect, bun venit pe canalul vostru de YouTube, vă aștept cu un like la acest material, ajută ceea ce facem aici, vă prețuiesc tare, tare mult pe fiecare în parte care vă rupeți din timpul vostru să mă urmăriți, și să dați un subscribe dacă cumva nu sunteți abonați. Dacă apăsați clopoțelul, o să fiți, desigur, notificați atunci când postez. Vreau să începem cu această analiză, în primă instanță, pe bursa americană, pe S&P 500. Vedem acest canal paralel frumos ascendent. Această tentativă de corecție care, iată, a durat undeva la aproape o lună de zile. Se petrecea în luna august, și de aici am avut momentul de inflexiune. Aici toată lumea s-a speriat. Luna august a fost una, doamnelor și domnilor, extrem de importantă pentru cei care a... ați fi intrat în zona cripto și vă doreați să acumulați. Pentru că a avut niște minime pe anumite alcoinuri extrem de avantajoase, care ne puneau într-o. sau ne-au pus efectiv într-o postură extrem de avantajoasă. Pentru că tot în această lună vreau să înțelegeți că pe Total 3 ne-am dus uh, într-o uh, zonă, da, vedem aici, range acesta, extrem de favorabilă. Da? Puțin sub zona aceasta de dimen, sub zona aceasta de cerere. Dar dacă vă uitați aici pe luminarea aceasta pe daily, uitați ce mare este wick -ul. Adică ta taurii n-au da, acceptat prețul. Urșii au încercat să pună presiune, da, vedem aici multe zile consecutive de corecție, însă taurii au recuperat extrem de mult. Și iată cum, ce s-a întâmplat aici, da, pe acest flash, și putem să spunem, pe daily, pe aceste mici flash crash da? În fiecare zi parcă nu se mai terminau, vedem că piața recupera formidabil piața de alcoinuri circa 40%, care înseamnă și 2-3x pe anumite monede. Una dintre ele fiind Fed, despre care am discutat aici pe canal și vă spuneam că pe la 80 de cenți era extrem de favorabil să o achiziționați. Acum, dacă ar fi să mă uit la Bitcoin, vreau să înțelegeți un lucru foarte, foarte important, da? bitcoin tocmai ce a ieșit din acest canal paralel descendent și a format sau a oprit acest șir de lower highs, despre care tot v-am spus și extrem de important. Aici am avut o zonă de rezistență deasupra canalului paralel descendent, deasupra acestui downtrend, dar unde pare că am consolidat și ne-am continuat ascensiunea a venit o mică corecție absolut normală și de aici putem e bine să ne continuăm ascensiunea având în vedere lunile acestea. Dar, ca să fiu mai explicit, dacă mergem pe BTC.D, adică pe dominanța Bitcoinului, vedem că am umplut niște goluri extrem de importante. Golul 1, golul 2 și golul 3 pentru naționala României. Doamne ajută să fie așa da? Pentru microbiști. <laughs> Numai goluri să fie. Revenind. E foarte interesant cum stăm pe acest canal paralel ascendent și acum, după această creștere frumoasă a bitcoin după ce am fost aproape la 59% ca și dominanță, am mai avut o mică corecție. Dar, după cum v-am spus și la începutul anului, de când eram pe aici, da, astea au fost higher low din uh, ultimul an, anume 2023. Și mulți credeau că de aici o să mergem înapoi uh, aici. Ceea ce era extrem de distorsionat, pentru că nu avea logică conform ciclurilor. Și am spus că nu ne bazăm pe știri care doar amplifică lucrurile, ci ne uităm întotdeauna la cicluri. Încă suntem, am intrat în al doilea mid-cycle de la începutul anului 2024 pe Bitcoin și mai avem de mers cel puțin un an de zile, din nou din punct de vedere al ciclurilor, nu din punct de vedere al Robert Grecu, că nu contează ce cred eu, tu, vecinul, capa vecinului, bunica și prietena bunicii. Nu contează. Domnilor și domnilor, contează ce ne spun ciclurile, nu? Și asta ne spun. Și uh, foarte mulți aici credeau că ieșim, dar ce s-a întâmplat? Cu mici corecții, noi tot am urcat și cred că o să mai urcăm ca să umplem și acest gol uh, 3. Și atenție, golul 2, dominanța de, la pe, de, la, de pe la 58-60%, încă n-a fost umplut. D uh, și cred că o să fie umplut în următoarele. 3 luni de zile, poate până la finele anului. De aici, din golul 3, unde avem o rezistență foarte importantă, s-ar putea să începem să mai scădem. Ceea ce este bine. Pentru că în momentul în care da, descărcăm din profiturile de pe Bitcoin, unde mergem? Pe Ether. Da? Mergem pe Ether. Ether-ul, doamnelor și domnilor, e într-un super bun. A apărut iPhone-ul 16. 13 Pro, Pro Max. All the stuff. Lăsați-l, mai ales pentru cei care sunteți la început. Și sunteți mai noi în piața asta. Investiți și puneți banii să muncească pentru voi. Ether-ul o să trebuiască să printeze și el un nou all-time high. Betul meu pentru Iter, pentru acest ciclu, poate este prejur de la 1000 de dolari. E un bet destul de corect, aș spune. Ai altă părere? Lasă-mi în comentariu părerea ta. O să încerc să o citesc cu uh, mult drag. Și uh, nu uitați, din nou, dacă nu sunteți abonați, abonați-vă și apăsați clopoțelul ca să fiți notificați atunci când uh, postăm aici. Adică destul uh, de des. So, acest uh, all-time high trebuie să fie uh, și el uh, distrus. Da? Asta înseamnă că uh, de la dominanța Bitcoinului, da? Ce facem? Când începem, cum am spus, creștem, creștem, o descărcăm da? din Bitcoin, merg ușor profiturile în Ether, ether crește și din Ether unde credeți că merg? În Large Caps, adică Top 50 Coin Market Cap, da? mergând pe Coin Market Cap, Top 50, știți bine, și după care în Medium Caps, de la Top 50 până prin 150 și după în Low Caps, 150, 500. Da? Și în felul acesta alcoinurile o să crească. Multe alcoinuri o să înregistreze profituri uh, frumoase. Da? Foarte important. Adică, după ce uh, vedem și profiturile descărcate din ITER, da, ce înseamnă că acest total 3 o să crească. De asta am pus că pe tocănuri poate unor 5 ori 10. Și asta am făcut o atenție din, uh, știți bine, acest grafic l-am din august. Deci, deja pe unele tocănuri avem ori 2. E foarte important. E foarte important să mergeți să urmăriți materialele din luna august și din luna septembrie. Pentru că în felul acesta vă puteți educa. Educarea da, vine în urma studiului. Aveți informație, o percepeți, o prelucrați, o treceți prin mai multe filtre și acționați în baza informației pentru că ea înseamnă putere. Vă dă o viziune, vă deschide ochii. E foarte important să nu o neglijați. Sau so, Întorcându-ne, da, pe măsură ce ITER o să descarce din profituri, după ce va maxime istorice, aceste zone probabil vor fi atinse, da? ceea ce ne duce, sau range-ul ăsta e all-time high-ul pe care l-am avut pe altcoin-uri, da? sau pe, pe market cap-ul altcoin-urilor, care nici ăsta nu a fost spart. Este aici, 1,1 trilioane de dolari. Acum suntem pe la 630 de miliarde de dolari bani stocați în alcoinuri. Vă dați seama că anumite altcoinuri, gândiți-vă, care nu au niciun miliard capitalizare de piață și au market cap de 100 de milioane și au infuzie de capital, de pildă de, nu știu, încă 900 de milioane, cresc de 8-9 ori. Da? Și gândiți-vă ce înseamnă să ajungem din nou la 1 trilion. Dar de aici să mai printăm, să ajungem la 1,5, să avem un nou all-time high pe total 3, care din nou nu l-am avut. So, ciclul este în continuare Aici, fiți inteligenți, fiți deștepți, aveți mintea deschisă să înțelegeți ceea ce vă prezint, să înțelegeți lucrurile acestea și mai studiați narativele. Uh, narrativele. Da? Cred că e important să înțelegem, să înțelegem uh, lucrurile acestea. Le explic și în webinarele live pentru studenții premium de la noi din școala de Crec capital și acolo mai aveți diferite analize pe alt pe care eu le dau. Uh, dacă vreți să mergeți să vă scrieți, aveți link oficial de acestui clip și foarte important... Acolo discut despre anumite token cu targeturi pe care, de exemplu, aici nu le discut, nici nu apuc, nici nu ne rămâne timp. Aici învățăm lucrurile de bază, acolo aprofundăm și suntem ancorazi la tot ceea ce se întâmplă în piață și din punct de vedere al știrilor, și din punct de vedere al analizei în fiecare zi sau aproape în fiecare zi, chiar și atunci când aici pe YouTube, de exemplu, nu postăm. De asta vă încurajez să mergeți să intrați într-o comunitate de oameni faini și vreau să aveți toate notele acestea în vedere. Da? Deci unele au făcut ori 2, ori 3 din alcoinuri pe care le-am dat încă din august. Dar eu am spus că poate până în ori 10. Da? Asta înseamnă noiembrie, decembrie. sau so, mai avem, din punct de vedere a proiecției, din punct de vedere al ciclurilor, de mers. Nu uitați că tot de scria clipului aveți un link să vă înscrieți pe platforma celor de la PrimeXBT, pe Futures, pe Solana comisioanele sunt mai mici ca pe Binance și pe anumite tokenuri, tot, ăștia tot introduc tokenuri, da, pe Crypto Futures pe Forex comisoanele sunt 0 și la o primă depunere, de pildă de 5.000 de dolari sau de 3.000 de dolari, aveți 20% bonus. Bani pe care puteți să-i tranzacționați, să-i folosiți, iar profiturile să vi le descărcați, să vă bucurați de ele. Mă bucur că ați rămas din nou la un material, sper că v-a folosit informația, sper că o cântăriți bine. Sunt curios ce decizii luați sau ce decizii l-ați luat până acum, de unde mă urmăriți, lăsați în comentarii și nu uitați să dați un like, un subscribe și un share de pildă la acest clip. Vă iubesc pe fiecare în parte, vă mulțumesc pentru timpul vostru. Să ne vedem cu bine. Al vostru, Robert.